Conflictul dintre Rednic și jucători a scris ProSportul, ne-au făcut mincinoși cei de la Dinamo, după care, din greșeală, Iuliu Mureșan confirmă de dimineață la GSP. Adică că nu e chiar așa cum s-a scris, dar mai există că jucătorii cu personalitate mai răspund să se apere în fața antrenorului, de-ai normal. Dom'le, nu există personalitate. Personalitatea este în teren să câștigi meciul. Bună și nu asta. Cu antrenorul. Bună și asta. Antrenorul, da, e șef. Peste tot este cineva care să comande. Altfel este haos. Deci nu să spuneți că în mod normal Mircea Rednic este numărul 1 acolo? A, dacă ești Messi. Așa. Și n-ați văzut. Și Messi a fost scos de antrenor. Da, Torje pentru Dinamo nu e Messi, dar e un jucător important. Na. De echipă națională. Pentru Rednic? Îl spulberă în... Nici așa apucă, știți pe Rednic? Nici nu-l apucă sărbătorile de iarnă, dacă... Strâmbu este omul dracu, băi, fraților. Dar îl știți și, cum să spun eu, nu curajos. Știți și momentul că i-a băgat mâna în gât lui Sorescu când a comentat Sorescu. I-a zis Sorescu, ai venit tu aici să dai afară din amoviștii, să-i aduci pe ai tăi. Momentul în care i-a băgat mâna în gât Rednic. Nu, no, eu îl dădeam afară. Îl dădeați afară direct? Cu toate că l-apreciez pe Sorescu și nu înțeleg de ce niciun antrenor nu-l lasă să joace pe postul lui. El nu dă randament decât pe postul de fundaș drept. Dar nu e postul lui, a fost reprofilat? Nu, păi da, randament. Da. Bun, acolo, dă numai pe postul de fundaș. Pe postul, dar sigur că da. Numai pe postul de fundaș dă randament. Deci nu să spuneți că... Că are nevoie de spații mari, că este jucător de viteză. Da. Și are nevoie de spații mari și joc în față. Al pui pe el vârf și ăsta, trebuie în toate direcțiile. E foarte greu să te obișnuiești acum la vârsta lui.